500.000 de lei, aceasta este suma alocată din bugetul Consiliului Raional Florești pentru reparația drumurilor din oraș. Solicitat de Flor TV, primarul de Florești, Grigore Cojocaru, a declarat că aceasta este suma prevăzută pentru lucrările la gropile formate iarna trecută. În bugetul primăriei a fost transferat suma de 500.000 de lei din la Consiliul Raional pentru reparația drumurilor din orașul Florești. Practic, la moment, sunt valorificate din trânsii 350.000 de lei, au fost reparate străzile Brânză, Dacia 31 August, Ciprian Porumbescu, la moment merg reparația străzii Ștefan cel Mare și undeva încă 150.000 au mai rămas de valorificat. Din banii ăștia se va termina de reparat Ștefan cel Mare și va fi reparată și Bulevardul Victoriei. Prioritate vor avea arterele principale și străzile pe care circulă transportul public. Ne-am stăruit în primul rând, vreau să zic, cu surse mai mici, să reparăm străzi care sunt mai, să zicem noi, mai de folos, nu cu de folos, dar mai în centrul orașului, cu mai mare trafic pe dânsele. Deci e sigur că s-a luat în primul rând centru. Cu toate că noi știm precis că se necesită reparații mult mai mari, să zicem, chiar și aceea strada Alexandru cel Bun, chiar și aceea strada Donici, chiar și aceea strada Serghei Ciobanu, însă acolo sunt cheltuieli mult mai mari, care va fi reparat o porțiune mult mai mică de drum decât s-a reparat la momentul de față. Din lipsa de finanțe vor fi acoperite numai gropile de pe autostrăzi, a mai declarat primarul de Florești. Ce părere au despre desfășurarea lucrărilor locuitorii orașului? Eu cu... De ce greu? Credinte, știu de ce greu. Dacă la mă o săptămână, de când le fac, nu le mai fac aici. Dar este suficient numai plombarea gropilor? Nu. Foarte bine, dar este suficient numai astuparea gropilor sau nu? Nu, trebuie să fac o leac de remont mai puternic, nu, gropile nimic. E bine, da? Bine, măcar că se plombează o leacă. Că e suficientă plombarea gropilor numai? Nu prea. Că bine merge, văd că se stăruie. Dar este suficientă numai plombarea gropilor sau nu? Nu cam prea. Mai bine de-ar fi să fie tot făcut odată. Încet. De ce? Încet. În lipsa de surse materiale, în lipsa de bitum, de fabrica de asfalt care nu-i în raion, așteaptă să cumpere din alte raioane și deci, din partea asta. Bure, nu precăleta de bură, băi. De ce? Cred că așa e conducerea, de ce? Așa sunt oamenii, lucrători, așa suntem toți răi. Trebuie de lucrat bine, băieți. Trebuie ca să trăim bine, trebuie de lucrat bine. Potrivit autorităților orășenești, plombarea gropilor de pe autostrăzile orașului s-a început în luna aprilie-mai, iar finisarea lor se preconizează la debutul lunii iulie 2010.